Ăsta încearcă să se convingă una pe alta că e foarte bun, dar nu le place deloc. Kefir? Ia stă-ți moașă. Și Kefir. ăsta nu știe ce e kefir, Aparent caută pe din lapte Google. este, spre iaurt așa, spre Pairan. Da, bănuiesc că am aflat ceva Doamne, cu fâși de pupați auvăt și aștelpile. banană, plus de asta Nu, deci eu un frate, copil. nu, aici nu, a dat-o cu băta în baltă cu Cosmin Andrei, nu e adevărat. Să-i vorbește așa, pe dacă mi-ar vorbi cineva mie așa, i-aș băga direct două capace la ureche, l-ar lua somnul. Băi, cât de prost poți să fii, frate, cât de nesimțit poți să fii. Salut! Sunt Otto de la Mire TV și astăzi vom face un clip din greșeli în fitness. Înainte să începem acest clip, vreau să vă spun că trebuie să vă uitați neapărat la transformarea mea live. Am slăbit peste 45 de kilograme și este singura transformare documentată cu toate mesele și cu cântarul oficial din fiecare săptămână. Nimeni nu a mai făcut așa ceva pe internet și nici la televizor. Este ceva extraordinar, credeți-mă. Vă veți putea inspira din toate mesele mele și veți învăța o grămadă de chestii despre slăbit și despre masă musculară. În clipul de astăzi vom vorbi despre emisiunea Cei 7 ani de masă și despre recenzia care a făcut-o Cosmin Andrei. Cosmin Andrei este un YouTuber foarte cunoscut la noi în țară, are foarte mulți abonați, este un adevărat entertainer, face foarte multe clipuri amuzante și analizează alte clipuri de pe internet sau ale unor emisiuni de la televizor. Și când mă uitam pe YouTube, am dat peste un clip de-a lui în care se făcea referință la emisiunea Cei 7 ani de masă, s-a uitat la un episod. Ok, clipul este acesta, haideți să dăm click pe el, să-l vedem. Mi-a rămas niște salată între dinți, că am mâncat o salată înainte să pornesc clipul ăsta. Am mâncat o salată Astăzi m-am și a mâncat băgat o puțin și șaurba. am zis că în loc să mă scarpin, mai bine ne uităm la cei 7 ani de masă. Și ca să nu avem probleme, de la început vă zic că nu sunt nutriționist, doar îmi dau cu părere legată de o ediție din emisiunea asta. Deci nu este nutriționist, fraților, ați auzit și voi, a spus și el. Doar își dă cu părerea despre această emisiune, despre o ediție din această emisiune. Valentina are 39 de ani și lucrează pentru o mare companie de băuturi carbogazoase. Ea este mama Georgianei și și-a crescut unica fetiță în puf, făcându-i toate poftele. Iar asta se vede pe cântar, fiindcă la doar 10 ani, Georgiana cântărește 75 de kilograme. De ce margarină și nu unt? În primul rând, cred că financiar. Cred. Serios? Cât e un pachet de margarină, o cutie dintr-o asta? Eu nu știu că nu cumpăr de 2 lei, 3 lei. Serios? Da. Băi, fraților, oricum și margarina și untul sunt foarte proaste când vine vorba de slăbit. Trebuie consumate în cantități foarte, foarte mici și foarte rar. Nu trebuie să mâncați în fiecare zi unt sau margarină. Amândouă sunt la fel de proaste, au la fel de multe calorii, însă, într-adevăr, untul este puțin mai sănătos decât margarina. Dar asta nu înseamnă că dacă vrei să slăbești, trebuie să mănânci unt în fiecare zi, pentru că este sănătos. Sau ulei de măsline, sau mă rog. Înțelegeți? Și dacă îl folosiți, trebuie să-l folosiți în cantități cât mai mici. Să fiți conștient câte calorii are untul acela sau uleiul de măsline, pentru că efectiv vă sare în aer dieta. Untul are peste 650 de calorii și uleiul de măsline are 900 de calorii. Deci este extraordinar de mult. Așa că aveți foarte mare grijă cu aceste grăsimi, cu aceste alimente. Deci avem sandwich cu margarină și... Asta e parizer? Țărănesc afumat. Când văd sandvișurile alea, mi-aduc și eu aminte de generale și parcă le simt un pic mirosul și prin ecran. Și nici atunci, nici acum nu pot cu mezelurile în afară de salam de Sibiu. De la aspect, la miros, la orice, nu prea pot așa cu ele. Trebuie să aibă neapărat cărniță. Cărniță de asta, ai văzut-o, cum e, zici că e făină crescută, umflată, are găurele. Maica mea, în schimb, mai făcea sandvișuri cu piept de pui la grătar, cu pâine prăjită frumos, cu castravete, adică erau super bune, mai pe bogăție, așa știi. După am descoperit că pot să le vând și nu prea le mai mâncam, dar făceam bani sau mâncam unul și vindeam două, afacerist de mic. Stai, vindea sandvișurile pe care le făcea maica sa la școală, frate. Dar se vede că oricum e slăbănog, e slab, nu prea e bine făcut așa, nu prea are masă musculară. Nu prea le are el cu mâncarea. Și aici, totul ulei. 4 șervete de hârtie, pline de ulei și nu de ulei de bună calitate. Pentru că este un ulei rafinat, care în timp
începe să se depună pe vasele noastre de sânge. Eu când eram mic, în principiu doar cartofi prăjiți mâncam. Nu ține neapărat de ulei, ține de cantități și dacă faci mișcare sau nu, câtă mișcare. La modă poți să slăbești și cu fast food dacă nu depășești un anumit număr de calorii care diferă de la om la om și nu este neapărat cel mai sănătos lucru, dar o poți face. Corect, fraților, ați auzit? Omul ăsta deja este foarte, foarte inteligent, deja are mai multe informații și dă mai multe informații ok și informații bune decât un nutriționist, frate, sau decât un antrenor de fitness. Și tipul ăsta care n-are nicio treabă cu lumea fitness-ului își dă seama că totul ține de numărul de calorii, că poți să slăbești cu orice atâta timp cât ai grijă la cantitate, cât mănânci. Da, vezi că în viață nu putem să stăm zen tot timpul. Mergem la serviciu, trăim în România, sunt lucruri care ne stresează de la zi la zi. Dacă noi n-avem măcar un corp sănătos ca să le putem duce, atunci ne bagă în groapă înainte de vreme. Chiar nu știu cum unii oameni poate să mănânce când sunt stresați. Să mănânci de stres pentru mine nu există așa ceva. Eu dacă sunt stresat sau am treabă și până nu-mi termin treaba, bă, eu nu pot să mănânc nimic, ești prost. Simt așa cum am un nod în gât și până nu mă relaxez sau îmi termin ce am de făcut, nu prea pot să mănânc. Exact, așa, are dreptate. Și eu sunt la fel. Dacă sunt stresat, nu am poftă de mâncare efectiv. Atunci când sunt relaxat, atunci când n-am nicio grijă, atunci am vine să mănânc, să ronț, să intru una. Dar când sunt stresat, când am treabă, nu pot să mănânc, fraților. Dar să știți că există și oameni care reacționează exact invers la stres. Adică ei pe sistem nervos, pe stres, mănâncă foarte mult. Pentru că știu cazuri, credeți-mă. Deci oamenii sunt diferiți. Unii reacționează așa, alții reacționează altfel. Aici ce avem, oameni? Clătite. Clătite, da. Clătite, mănânci clătite. Wow, mănâncă clătite, îți dai seama, e copil, frate, normal că mănâncă clătite. Simt tu un român care nu mănâncă clătite, în afară de Scărlătescu, de la Șef la Cuțite, că nu i-a plac clătitele. Șunculiță, iaurt, nu o să mă iau de iaurt, o să mă iau de ketchup-urile astea care nu mi-au plăcut niciodată și nici nu sunt sănătoase. Ketchup-ul e cel mai sănătos lucru de pe masă, despre ce vorbim? Și până la urmă e ketchup. Ketchup-ul nu e gras, de exemplu, cum e maioneza, nu e un sos gras. Și nu mănânci un tub de ketchup la masă, adică să fim serioși. Hai să spun că nici bacon nu ar fi o nenorocire, dar nu la voi, fraților. Adică, dacă când deja ai niște kilograme în plus să mai mănânci bacon, mai faci o pauză de la el, de la cârnați, de la ceafă și mergem pe pui, pe vită, pe pește mai ales, da? Ce? Am auzit ceva când am zis pește? Ce-am auzit? Îmi place prea mult pește. Nu-ți place prea mult peștele? Ți-e clar că o să-ți dau la pește până o stresată de pește. Băi, fraților, cât de prost poți să fii ca nutriționist că atunci când te duci la un om și să-i concepi un plan personalizat de alimentație, de dietă, da? Să-i concepi o dietă personalizată și omul respectiv să spună că, băi, nu-mi place produsul respectiv, da? Cum a spus fetița asta, nu-mi place peștele. Tu ca nutriționist să râzi și să spui, o să-ți dau la pește, băi, cât de prost poți să fii, frate, cât de nesimțit poți să fii ca nutriționist. Deci mi se pare incredibil tupeul nutriționiștilor din ziua de astăzi să fie plătiți din banii voștri și să vă dea diete care nu le puteți ține, frate. Diete impuse, diete care nu se bazează pe stilul vostru alimentar, diete cu alimente pe care nu le puteți mânca, care nu vă plac efectiv. Cât de prost să fii ca nutriționist sau cât de nesimțit să fii să faci lucrul ăsta. Eu cu clienții mei întâi întreb ce-ți place să mănânci, spunem ce nu poți să mănânci, ai vreo intoleranță, ai probleme de sănătate și îți fac dieta personalizată exact pe ce îți place ție să mănânci. Dacă ție îți place ciocolata și nu poți să reziști fără ciocolată, eu o să-ți dau în fiecare zi să mănânci 50 de grame de ciocolată ca să-ți faci pofta respectivă. Dacă ție îți place să mănânci carne de porc, eu o să-ți fac dieta respectivă în care să-ți introduc carne de porc. Nu-ți scot carnea de porc și-ți bag pește. Așa se face o dietă personalizată. Nu-i dai tu o dietă din aia standard, să spui să mănânci alimentul ăla, alimentul ăla, alimentul ăla, pentru că așa este bine, pentru că astea, doar astea sunt alimentele sănătoase și asta trebuie să mănânci. Este cel mai prost lucru și cea mai proastă abordare pe care poți să o ai ca nutriționist. Și mai ales dacă ești plătit de un om să-i vorbești așa, pe dacă mi-ar vorbi cineva mie așa, i-aș băga direct două capace la ureche, l-ar lua somnul. Pe banii mei îmi dai să mănânc ce îmi place mie să mănânc, frate.
nu ceea ce mi impui tu, nu-mi dai ce-ți place ție să mănânci, pentru că e dieta mea personalizată, nu e dieta ta. Da, nici eu nu sunt fan pește și clar nu ajuns dacă o obligi să mănânce pește și o să-i se pare mult mai greu de ținut dieta respectivă după. Dacă îi place puiul, las-o să mănânce pui și aia e. Nu cred că ai nevoie de nu știu ce nutriționist sau habar n-am să te duci la nu știu ce specialist ca să te ajute să slăbești. Sigur, este mai greu să-ți găsești motivația singur dacă nu te împinge cineva de la spate. Corect, asta spun și eu, fraților, nu trebuie să angajați un nutriționist neapărat sau pe cineva care să vă facă o dietă. Puteți să vă uitați și pe internet, să vă găsiți inspirația și motivația și să învățați foarte multe chestii de acolo. Puteți să vedeți perioada mea de slăbire din Otto Slăbește, singura transformare live. Vedeți toate mesele acolo. Puteți să vedeți o grămadă de mâncăruri. Să vedeți că mănânc absolut orice, mănânc și junk food, îmi fac toate poftele, mănânc și foarte multe fructe. Nu țin cont de absolut nicio regulă din asta din industria fitness-ului și regulile acestea ale nutriționiștilor, da, să nu mănânci după o anumită oră, să nu combini nu știu ce alimente, să nu mănânci fructe seara. Intrați acolo, vedeți toate clipurile mele și credeți-mă că veți vedea cum am slăbit peste 45 de kilograme mâncând absolut tot. Nu există alimente bune sau alimente rele. Există alimente care au mai multe calorii și există alimente care au mai puține calorii. Din alimentele care au mai multe calorii, trebuie să fii mai atent, să ai o porții mai mici. De exemplu, dacă îți plac cârnații. Fratele meu, nu mănânci 3 cârnați. Reduci și tu la 2 cârnați. Reduci la un cârnat. Lângă, îți pui mai multă salată, pentru că salata are mai puține calorii. Deci înțelegeți, ce are mai multe calorii, mai reduci din porție, ce are puține calorii, mai mărești în porție. Pentru că n-ai ajuns obez mâncând foarte multă salată și foarte puțină cărniță sau foarte puține grăsimi. Nu, raportul tău este exact invers. Mănânci foarte multe grăsimi, foarte multe alimente care sunt bogate în calorii și foarte puține salate și fructe care sunt slabe în calorii. Și de aceea trebuie să schimbi un pic raportul ăsta, dar asta nu înseamnă că trebuie să excluzi de tot un aliment. Dar ideea e că dacă vrei se poate, începi să te informezi singur și începi să iei măsuri. Exact, exact ce v-am spus eu acum. Începi să te informezi singur și să iei măsuri. Informați-vă, fraților, dacă nu vreți să dați bani nutriționiști, uitați-vă la clipurile mele de pe YouTube, sunt gratis, nu vă costă nimic. Ce vreți mai mult de atât? Dar trebuie să vă pese, dacă vouă nu vă pasă, nu o să puteți slăbi, credeți-mă. Între 3420 și 3500 de calorii. Norm. De mult. Asemenea, calorii ar trebui mâncate de un bărbat adult care face foarte multă mișcare sau care are o muncă extrem de solicitantă, fizică. Băi, într-adevăr, dacă mănânci 3500 de calorii, trebuie să fii bărbat și să faci foarte multă activitate fizică, gen cum fac eu, și să ai și foarte multă masă musculară, da? Deci doar așa te poți menține cu 3500 de calorii fără să te îngrași, făcând vreo 2 ore de cardio pe zi, o oră de antrenament cu greutăți. Și într-adevăr, sunt foarte multe calorii, e posibil să fie băgate din burtă. Haideți să vedem ce zice Cosmin Andrei, că îi face repede un calcul. Sigur nu au mai băgat de la ei niște calorii ca să pară totul mai dramatic, că eu mă îndoiesc că mănâncă fetița 3500 de calorii. Până acum ce am mâncat? Niște cartofi prăjiți cu ouă, chipsuri, ciocolată, sandvișurile alea, cu toate astea n-ajungi la 3500 de calorii niciodată. De-abia mănânc eu 2000-2500 și mănâncă fetița asta 3500, mă cam îndoiesc. Ba să știi că se poate, Andrei Cosmin, chiar se poate, pentru că mănâncă foarte multe lucruri dense în calorii și de aceea poate să urce foarte mult și în foarte multe calorii. Și plus de asta, alimentele prezentate acolo nu cred că sunt toate alimentele pe care le-a consumat într-o zi. Cred că a mai consumat, dar probabil că erau până la prânz. Așa că din junk food să știți că se poate ajunge foarte, foarte ușor la 3500 de calorii. Pentru că fetița aia nu a mâncat deloc fructe, n-am mâncat deloc legume, am mâncat numai grăsimi, cartofii a prăjit, am mâncat margarină, chipsuri, care la fel, chipsurile au 500 de calorii pe 100 de grame, e foarte ușor să mănânci 200 de grame de chipsuri, am mâncat ciocolată, care la fel, ciocolata are 500 și ceva de calorii pe 100 de grame, deci credeți-mă, se poate ajunge foarte, foarte ușor la 3500 de calorii. Eu dacă ar fi să mănânc numai junk-uri, aș putea să sar lejer de 5000 de calorii pe zi. Fiți atenți, aici vreau să ajung. Planul alimentar. I-a făcut un plan personalizat. Fiți atenți aici. 7:30. Un pahar de chefir. 4 lingurițe fulgi de ovăz. O banană. Bun. Să zicem că asta e ok, da? Un pahar de chefir. Știți bine și eu v-am recomandat să beți iaurturi dimineața sau când vreți voi. Nu contează. Iaurt, chefir, lapte bătut, toate lucrurile acestea au foarte puține calorii. Au între 35 și 50 de calorii pe 100 de mililitri. Și vă ajută foarte mult digestia. La fel, fulgii de ovăz vă ajută foarte mult digestia. Au foarte multe fibre. Banană. Foarte bună, foarte sănătoasă, este fruct, da? După aia, după ora 7:30, următoarea masă la 10:30. Mamă, mamă,
Deci are una, două, trei, patru, cinci. Cinci mese, fiți atenți aici, cinci mese i-a pus. Bine, probabil că sunt vreo trei mese și două gustări. Dar hai să vedem. Două clătite din frunze mari de lăptucă cu câte o felie subțire de cașcaval și o felie de șuncă. Da, nu vrea să dea pâine. Să mănânce pâine, îi pune felia de cașcaval și felia de șuncă, îi o pune într-o lăptucă. Pentru că, na, probabil că e disperată cu carbohidrații. După care, la 1.30, pește la cuptor cu zeamă de lămâie și orez integral cu legume. Asta e dieta standard. În loc de piept de pui, orez, broccoli, îi pune pește, orez și legume. Da, asta e dietă standard de culturist, frate. Dacă copilul ăla ți-a spus că nu-i place peștele, de ce mama naibii baci pește, frate, în dietă? De ce? Spune-mi și mie de ce? De ce îi baci pește în dietă? Că nu mai suport. După care, la 16.30, un pahar de smoothie din lapte de ovăz sau de migdale cu baby spinach și o nectarină. Doamne! După părerea mea, smoothie-urile sunt foarte, foarte proaste pentru o dietă, pentru că sunt niște chestii pe care le bei și nu vrei să-ți bei caloriile, crede-mă, vrei să mesteci, vrei să ai ceva să mesteci. Dar până la urmă este un smoothie foarte sănătos, da? Din lapte de ovăz sau migdale, are foarte puține calorii, baby spinach, la fel, foarte puține calorii, neglijabile, o nectarină, foarte puține calorii. Deci, până la urmă este o gustare, da? Este o gustare ok. Dar la fel, dacă nu-ți plac smoothie-urile, nu știu, a întrebat-o pe fetița aia dacă îi plac smoothie-urile. Și ultima masă, la 19.30, salată de cartofi dulci, felii subțiri la cuptor, pe pat de baby spinach, brânză feta cu bulețe. Tai de capul meu, brânză feta cu bulețe. Bă, fraților, brânza feta e cea mai proastă brânză pe care o puteți mânca. E cea mai grasă brânză, are cele mai multe calorii brânza feta. Feriți-vă de brânza feta, credeți-mă, trebuie să mâncați puțin. Nu poți să-i dai, frate, să mănânce brânză feta în puii mei. Și de ce nu-i dai să mănânce carne? De ce nu văd acolo proteină mai multă, fraților? Cu o masă înainte n-a avut proteină. La masa asta, de ce? Din 3 bucățele de brânză ții proteină? Deci este o dietă care este foarte slabă în proteină, fraților. Fata asta n-are mai mult de 50-60 de grame de proteină în dieta ei. Este extraordinar de puțin. Proteina te ajută să ai o senzație de sațietate mai mare. În fine, eu nu sunt de acord cu dieta asta. Nu știu cine naiba se trezește la ora 7:30 și să mănânce. Adică mi se pare o oră foarte, foarte devreme. Ultima masă la 7:30, în condițiile în care copiii de astăzi se culcă la ora 10, 11, 12, 1, 2 noaptea. Deci mi se pare foarte, foarte devreme ultima masă. Mi se par cam multe mese, 5 mese, adică nici eu nu mănânc 5 mese, eu mănânc 4 mese. Însă este o abordare bună să mănânci mese mai mici și mai multe decât să mănânci decât o singură dată pe zi sau de două ori pe zi, de exemplu, și să mănânci mult. Pentru că atunci stai foarte mult nemâncat și riști să dai în partea cealaltă, riști să nu te mai poți opri, să mănânci foarte mult, mănânci până te doare burta, stomacul se mărește foarte mare. Stomacul se mărește foarte mult și nu este ok. Abordarea este corectă, da? Cu mese mai multe și mai mici. Dar nu sunt de acord deloc cu programul ăsta de alimentație, cu meniul acesta pe care l-a recomandat specialista respectivă, recomandările specialiștilor, uitați și voi cum scrie acolo. Deci nu sunt de acord absolut deloc, pentru că sunt lucruri care fetița aia nu le mănâncă de zi cu zi, nu-i plac. De ce să-i bagi lucruri din astea în dietă? Și eu totuși sunt curios dacă copiii ăștia chiar s-au ținut de dietă și au avut rezultate în urma emisiunii. Imaginea este șocantă și o lasă pe fetiță fără cuvinte. Greutatea te și îmbătrânește totodată. Da, asta e adevărat, greutatea te îmbătrânește. Și eu arătam mult mai bătrân când eram obez, când aveam 146 de kilograme față de acum. Și mi s-ar fi părut tare totuși în emisiunea asta să fie existat și niște oameni foarte slabi care nu prea mănâncă de fel. Sunt curios cum ar fi procedat oamenii ăștia atunci, ar fi fost interesant. Eu când eram gen clasa 10 eram extrem, extrem de slab, făceam parte din categoria asta și mă mai lua lumea la mișto că sunt foarte slab. Pentru că, ce să vezi, așa sunt oamenii în general. Nu, frate, nu așa sunt oamenii în general. Foarte, foarte mult. Mulți oameni sunt obezi, deja foarte mulți copii au ajuns obezi și sunt obezi încă de mici. Așa că vreau să-l contrazic pe Cosmin Andrei, nu toți oamenii sunt slabi, crede-mă, prietene. Și m-am ambiționat, m-am dus la sală, am început să mănânc mai mult și în mai puțin de un an m-am făcut tank. Aveam și niște poze, adică ca să înțelegeți. S-a făcut tank? Ia să vedem, mă, nebunule, să vedem ce tank te-ai făcut tu. Așa arătam eu în 2013 până să mă fi apucat de sală, adică eram extrem de slab, uitați-vă puțin la brațele astea, ești nebun. Și în mai puțin de un an mă făcusem așa. Cred că se
observă puțin diferența, zic și eu. Că se observă puțin diferența. S-a făcut tank, fraților, ia uitați. A pus câteva kilograme pe el și s-a făcut tank. Într-adevăr, să văd frumos umeri, a prins ceva forme, dar să se facă tank e departe. Și după ce m-am făcut așa, am zis la mea că bă, te-ai făcut prea mare, bă, parcă nu stă bine așa mai mare, că stătea mai bine când erai slab. Efectiv, n-ai cum să mulțumești pe toată lumea și chiar trebuie să te doară în cot de părerea oricui și să o faci pentru tine. Așa este, fraților, de toate aici, Cosmin Andrei, nu poți să îi mulțumești pe toți. Dacă pui mulți muși pe tine, nu e bine, te-ai făcut prea mare. Dacă slăbești prea mult, aoleu, ai cancer, ești bolnav, ce ai pățit? Nu stă bine așa slab. Nu, arăți rău, ești palid, ești... Parcă ești bolnav. Tot mai bine era când erai grăsuț. Și foarte mulți oameni sunt invidioși, credeți-vă. Chiar dacă vă sunt prieteni, sunt foarte, foarte invidioși pentru că voi reușiți. Pentru că ei rămân pe loc și voi, în decurs de câțiva ani, reușiți să faceți o schimbare, reușiți să arătați din ce în ce mai bine, să munciți pentru lucrurile acestea și ei rămân tot acolo și devin foarte, foarte invidioși pe voi, credeți-mă. După ce luăm micul dejun, să putem să facem și mișcarea. O văz cu lapte, nu știu exact ce este acolo, dar de ce într-un pahar? Eu asta mă întreb. E bun. E foarte bun. Chiar e bun. Kefirul e un pic sărat, dar e foarte bun. Ăsta încearcă să se convingă una pe alta că e foarte bun, dar nu le place deloc. Kefir? E astăzi moașă. Și ăsta nu știe ce e kefir, caută pe Google. Spre iaurt așa, spre ayran. Da, bănuiesc că am plăcut. Doamne, pupați așa șnălpile. Să mai bem un pahar de apă. De ce? Haide, nu mai trebuie să ne hidratăm. Păi nu mai pot. Încercăm, uite, și mami bea. Asta cu apa este valabilă pentru toți. O cam evităm, apa nu prea ne cam ruginește așa pe toți, a? Are dreptate, da, deci trebuie să consumăm apă și deși oamenilor nu prea le place apa. Încercați să faceți puțin sport, urșilor, să faceți puțină mișcare, ia uitați, să transpirați ca mine, să vedeți după aia câtă apă beți. Eu beau câte 5-6 litri de lichide pe zi, înțelegeți? Și mănânc și câte un kil jumate de fructe, iau o grămadă de apă și din fructe, mai mănânc și o ciorbă, mai beau și o cafea, deci credeți-mă, eu mă hidratez foarte, foarte bine. Și este foarte important să te hidratezi. Pentru că noi suntem construiți din 80% apă. Apa este peste tot în noi. Apa este în sânge. Apa este în mușchi. Mușchii noștri sunt făcuți din apă, ca să nu știați. Nu pot să cred. Este ora 11 și trebuie neapărat să luăm prima gustărică. Nu pot să cred. Nu pot să cred. S-a făcut ora 11. Ba, eu știu că nu-ți e foame, dar trebuie să luăm un pic. De ce trebuie? Dacă nu este foame, cu atât mai bine. Sare o masă și o mănâncă pe următoare. Plus de asta... Nu, frate, nu, nu, aici nu, a dat-o cu băta în baltă cu Cosmin Andrei, nu-i adevărat. Nu sari o masă și o iei pe următoarea. Dar dacă nu-ți e foame, da? Sau, mă rog, hai să încep de la început, cu maică, s-a făcut ora 11, am întârziat cu masa. Frate, nu așa, nu trebuie să te panichezi, da? Că a trecut o jumătate de oră față de cât trebuia să, ora la care trebuia să mănânci. Asta nu este nicio problemă. Poți să mănânci și peste o oră, să sari cu o oră, da? Dar nu sări peste masă. Dacă ai întârziat cu masa, nu este nicio problemă. Te decalezi după aia cu mesele. Te decalezi cu câte o oră, da? Și ultima masă a zis tot în loc să o ia la 7:30, cum era acolo în meniu, poate să ia la 8:30. Care e problema? Dar în niciun caz să nu săriți peste mese, cum zice Cosmin Andrei, pentru că după aia mâncați foarte puțin în timpul zilei, se face seară și veți mânca foarte mult, veți mânca mii de calorii și nu veți mai putea să slăbiți. După care vă treziți dimineața și nu o să vă mai fie foame. De ce? Pentru că ați mâncat toată noaptea, o grămadă de prostii, o grămadă de calorii și dimineața nu o să vă mai fie foame și intrați într-un cerc din ăsta vicios foarte nasol. Deci nu trebuie să săriți peste mese, dar nici să le luați la ore fixe, să fiți obsedați de orele de masă. Trebuie să mâncați 3, 4 sau chiar 5 mese pe zi, să vă răspândiți mesele pe parcursul întregii zile cu diferență de 3-4 ore între fiecare masă și dacă treci mai mult timp de 3-4 ore nu este nicio problemă, da? Între două mese poți să ai 3 ore diferență, între alte două mese poți să ai 4 ore, între alte două mese poți să ai 5 ore diferență, nu este nici o problemă, dar nu săriți peste mese. Pe stradă, în drum, gata, e fix, trebuie să mănânce. Dacă era pe veceu, ce făcea? Gata, e 8 fix, îi aducea bolul de ovăz cu banană și cu pe veceu, nu? Că e 8 fix și trebuie să mănânce. Asta cu mâncat la ore fixe mi se pare o tâmpenie din punctul meu de vedere. Exact, exact. Deci mâncatul la ore fixe este o tâmpenie. Dar mâncatul la ore fixe nu este tot același lucru cu săritul peste mese, da? Deci dacă vrei să sar peste mese, nu este ok.
Dacă vrei să mănânci la ore fixe, iarăși nu este ok, nu este obligatoriu. Nu trebuie să mănânci la ore fixe, dar nici nu trebuie să sar peste mese. Zi, sper să iasă bine, că mami n-a mai făcut pește și... Da! M-am bătut cu un pește aici. Da. Dacă nu vrea să mănânce pește aici, nu o condamn, pe lângă faptul că arată oribil. A zis că nici nu prea îi place. Când o să vadă așa în farfurie, eu cred că o să mai sar o masă. Asta e un rol foarte important. Păi vedeți? Acum arată o să mai sară o masă. Nu e ok, frate, să sară atâtea mese. Pentru că după aia noaptea o să mănânci foarte mult. Dar oricum, arată peștele ăla. Bine, nu mi se pare că arată cine știe ce. Dar de ce să-i dai pește, frate, dacă omului nu-i place să mănânce pește? De ce dracu îi dai pește? Georgiana nu este foarte încântată, mai ales că se luptă din greu cu oasele rămase. Bă, n-o să vă mint, dar arăta oribil ce e acolo și totuși a mâncat. La cât de rău arătau lucrurile alea acolo, chiar e de apreciat. Și aparent, per total, și nutriționiștii din emisiune sau ce sunt ăștia, au fost mulțumiți per total de ea. Ceea ce, Doamne ajută, chiar da. Și ziceau la sfârșit că mi se pare că are 4-1 la dispoziție să slăbească nu știu câte kilograme, ceea ce e ok. Per total, cam asta a fost. Sper că nu a ieșit un episod foarte scurt. Băi, fraților, deci băiatul ăsta este foarte, foarte inteligent. Da, Cosmin Andrei mi se pare foarte inteligent, știe mai multe lucruri despre nutriție decât poate unii nutriționiști, deci este extraordinar. El, care nu se ocupă cu partea asta de nutriție, de sală, de fitness, da, este un om obișnuit, este un YouTuber și pentru chestia asta are toată aprecierea mea și tot respectul meu. Nutriționiștii de la emisiunea asta sunt varză, sunt vai de capul lor, mie nu mi-a plăcut absolut deloc de ei, cum au procedat cu fetița asta. Cam acesta a fost clipul, sper că ați avut câteva lucruri de învățat. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Mire TV, pentru că acolo postez în fiecare zi. Dacă vreți să vedeți perioada mea de transformare corporală, singura transformare live, singura transformare documentată cu toate mesele din fiecare săptămână și cu cântarul oficial la sfârșitul fiecarei săptămâni, să vedeți cum am slăbit peste 45 de kilograme, vă invit să vedeți seria Otto Slăbește cu transformarea mea live. Are 4 sezoane, este ceva extraordinar, ceva nemai întâlnit. Nu a mai făcut nimeni o transformare documentată, o transformare în timp real, nicăieri, nici pe YouTube, nici la televizor, da? Nu s-a văzut așa ceva. Dacă vreți să vă fac o dietă personalizată sau dacă vreți să vă fac un plan de antrenament personalizat, nu uitați să mă căutați pe Instagram sau pe Facebook la Mire TV, îmi scrieți acolo un mesaj și luăm legătura. Iar dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.miretv.ro de cele mai bune produse apicole, la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri și calitatea este garantată. Am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole, diplome de locul întâi și veți beneficia de cele mai bune produse apicole și veți putea fi puternici și sănătoși ca și mine, exact ca niște urși. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantaloni rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca într-un film prost de la Hollywood. Trăiesc FIFA american ca la Hollywood. Ce mai contează unde sunt născut? Care old school, suntem new school. Ăștia vei ca tine, nu prea sunt cool. Păi de ce mă faci, frate, mi-o să te înjuri? Când te văd cu pantaloni rupți în cur, când termin cu tine, vine clar smurdu. Ca într-un film prost de la Hollywood.